Stranger in the night. Fata, mami, ce-ai vrea tu? Era o cântare pe vremuri. Aia era tractorist să-ți dea mămuca, nu știu mai ce era, toboșar, ce era, șofer să-ți dea mama. Ei, uite, acum, dacă ar fi fost cântecul de actualitate, poate fi că folclorul ăsta, deci poate fi îmbunătățit. Chiar zic eu, fata, mami, ce-ai vrea tu? Un pilot să-ți dea mămica. Că-i gata, frate! O să zică, nu, 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 mămico, nu! Că toată ziua e cu avionul, cu stewardesa și cu tare și mai degrabă nu. Sau da, 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 greu de spus. Cert este că știrea vine, una din știrile care, mă rog, astăzi apare așa în ziarele, și despre care putem discuta, face referire evident la aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Se spune că mâine va avea loc o mare conferință de presă al unui mare operator care vine din, din Ungaria. Băi, deci e tot în Ungaria, bă, frate, deci, auzi, deci, pe cuvânt, dacă nu-ți vine să crezi de ciudă. Un operator low cost care deja operează foarte mult, în sensul nu operează cu bisturiu, operează ca și transport aerian în România. Compania Wizz Air, spuneam, o companie ungurească, va face mâine o conferință de presă, o conferință de presă în care va anunța ce se va întâmpla sau ce va face această companie pentru sau folosind aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava. Se discută deja despre faptul că vor fi curse, e deja neoficial, mâine vom avea clar certitudine, până atunci discutăm, povestim. Wizz Air va opera curse externe de pe aeroportul din Suceava, prima destinație Londra, Luton, ca să fiu mai precis, că așa spun și cei din obiectiv de Suceava, că de acolo am luat, de la sfârșitul verii, cel mai mare operator low cost din Estul Europei, compania aeriană maghiară Wizz Air, va organiza mâine o conferință de presă la Suceava, care va face un anunț important pentru toate operațiunile din Suceava și pentru piața de transport aerian din România. Conform mai multor surse din domeniu, Wizz Air va începe din august sau septembrie operarea de zboruri de pe aeroportul din Suceava cu destinația Londra, e vorba de aeroportul din Luton. Cel mai probabil cursurile vor avea loc pentru început o frecvență de 4 pe săptămână. Aceasta ar fi prima cursă externă regulată de pe aeroportul sucevean. Citiți amănuntele în ziarul din obiectiv de Suceava. Spuneam, totuși, e ok, chiar în regulă. Da. Mă întreba numai ce a căutat la Barcelona și ce a căutat în Dublin. Cineva care a fost să revigoreze transportul aerian. Da, mă rog, e o întrebare. Dacă noi aveam pe ăștia de Wizz Air aici, a companiei maghiară. Mă întreb. Da, acolo era vorba de turism. Știți, eu spun că la un moment dat ar fi fost suficient să se angajeze personal calificat la aeroport. Da. Da, dacă care să facă o lună și ceva, conform site-ului aeroportului, s-a angajat personalul pentru marketing. Da? Deci era prima condiție. Restul, dacă vreți traseul pentru vacanțele demnitarilor, putem să alegem. Să discutăm. Să alegem orice destinație, deja nu mai este nimic în interesul comunității, în interesul lor. Dar ușor, ușor lucrurile se intră în normal. Da? Am văzut, vreau să spun că la scurt timp, după ce a fost angajat un specialist în marketing la aeroport, deja activitatea acestei persoane se poate vedea. Deja lumea știe despre aeroport, despre cursele de acolo, câte sunt și cum sunt. Asta este. Că la urmă, știi cine va veni mâine să ridice laudele de acolo, nu? Cei ridice. Care merită. Dar cine crede? Cei care n-au făcut nimic. Cei care n-au făcut nimic. Că trebuie să spunem, acolo, potrivit surselor, potrivit ziarului, bineînțeles că va fi și cel care conduce destinul aeroportului, evident, domnul Măriuța, dar nu va lipsi de acest eveniment. Nu va veni și de un reprezentant al Wizz Air, șeful comunicării, să spunem așa. Head of communication, spune presa, Wizz Air Doug Oliver, și bineînțeles, nu va lipsi de acolo șeful comunicării PSD și al Consiliului Județean, Cătălin Ioan Nichifor. Știi ce e paradox? Va veni să vorbească despre aeroport în condițiile în care aeroportul, trebuie să o amintim, contractul pentru execuția acestui aeroport a fost semnat în 2011 într-o guvernare care n-avea nimic a face cu Cătălin Ioan Nichifor. Acum, știți, ca idee, spun, știi? Și mai e încă un lucru, știi? Aeroportul, ceea ce a spus presa la un moment dat și numai că a trecut așa în zona, deci, pe ciocul mic,
O firmă din Botoșani cea care s-a ocupat de... Săptămâna trecută am înțeles că totuși nici această lucrare nu este încheiată fără scandal. Nu. Și această lucrare are aceeași probleme sau probleme asemănătoare. Firma prietene juridice, până la urmă, știi, firma a acționat în judecată Consiliul Județean și aeroportul pentru recuperarea unor bani. Unor bani, da. Păi tocmai că spuneam, bă, că suntem în grafic, că am plătit, că am alea. Uite că firma din Botșeni, aia care a făcut acolo și care mai are de plinit niște bani, a făcut ceva de genul dat în judecată. De ce? Pentru că autoritățile care merg mâine să strângă mâini, să ia cățica de pămblicuță, să facă poze și așa mai departe, autoritățile nu și-au făcut treaba. Dar este o chestie recunoscută faptul că la tot ce a semnat proiecte europene derulate de care administrația actuală județeană, dar proiecte pe care le-a moștenit, nu pe care și le-a creat, da? Vorbim de cetatea de scaun, are plăți de făcut și acolo, are întârziere, bani pe care trebuie să plătească din bugetul Consiliului Județean, la aeroport la fel, întârziere, bani pe care trebuie să plătească din bugetul Consiliului Județean, separat pentru întârziere, are un tehnic sau cum se cheamă firma aia din Botșeni, la care trebuie să plătească niște bani pentru că s-a întâmplat nu știu ce. Firma aia e în scandalul ăla cu cineva care nu știu ce a făcut și nu știu cum. De? Adică e o întreagă așa poveste. Dar mâine cu siguranță nu vor lipsi, spuneam, cei pe care i-am menționat. Bun, acum reprezentantul Head of Communication e clar că va veni să povestească și e normal. Omul este un business, sau mă rog, reprezintă un grup care face business în zona asta. Și dacă vor fi 4 curse la Londra, sunt mai mult decât binevenite și chiar foarte așteptate, pentru că, hai să fim serioși, avem pe noștri și dacă lor le convine să facă și avem să... Avem cel puțin atâta curse care pleacă pe rutier spre Londra. Îți dai seama că ei de acum vor face o promovare până atunci foarte bună ca să promoveze bilete, de când se pot cumpăra, pentru ce curse, pentru ce dată, cât vor costa și mai departe. Promovarea va fi pentru că va face compania, nu neapărat aeroportul. Aeroportul asigură doar tehnic, să spun, ceea ce este acolo. Dar spuneam, știi, e un paradox, o să vină băieți acolo și o să bage în seamă, mamă, ce chestii grozavă am făcut noi. Da, tocmai ne-o spune procesul cu cei de la Technic Assist, cât de grozavă a fost chestia pe care ați făcut-o voi. Ați reușit să faceți un aeroport foarte târziu, să întârziați cu un an de zile. Vă aduceți aminte că discutam de aeroportul din Iași, cum a strâns toată smântâna, pentru că acolo cineva a luat o decizie la un moment dat, o decizie temerară, îndrăzneață, nu știu dacă l-a costat funcția de președinte de Consiliul Județean sau nu acea decizie, dar a luat o decizie și decizia respectivă a fost că aeroportul și tot ce și-au propus acolo la Iași a fost terminat, a fost gătat cu un an și jumătate aproape mai repede decât la Suceava. Știi? În condițiile în care Suceava plecase cu mult înainte, vorbesc la capitolul de mersuri, plecase, era înaintea Iașului și Iașul a făcut ce a făcut și ne-a luat smântâna. Asta a însemnat că operatorii gen Wizz Air s-au îndreptat către unde era locația gata, nu? Au zis, bă, unde avem gata? Păi la el, mergem la Iași, frate, că dacă e gata, mergem acolo, nu? Ca să putem să operăm, să facem, să trecem. Da? Dar să sperăm că lucrurile vor fi și că va fi deschisă, și nu cutia Pandorii, va fi deschisă povestea asta și că vor veni și alți operatori sau, mă rog, acest operator o să aibă, nu știu, o să se orienteze și către alte curse, că e orice, e posibil, și către alte destinații. De ce nu? Și în Spania suntem mulți și în Italia suntem mulți și în Franța, eu știu, și mai departe. Peste tot, suntem peste tot acasă, ca să zic așa. Nu? Bun, în această perioadă, în mod clar, știu eu, bucovinenii plecați la muncă în străinătate reprezintă grupul masiv de posibili clienți pentru toți operatorii care ar putea folosi serviciile aeroportului Salcea. Dar este, așa cum spunea și dumneavoastră, această activitate deschide noi oportunități pe care ar trebui cineva să le identifice și să le folosească. Altfel vom ajunge la un moment dat să discutăm despre, știu eu, faptul că aeroportul a reprezentat o mare oportunitate pentru municipiul Botoșani, spre exemplu, care își va termina peste puțin timp, știu eu, o bază de agrement care va fi în mod sigur destinație pentru mulți turiști și atunci, din câte am înțeles, în oferta celor de la Botoșani, aeroportul Suceava, la aeroportul Salcea, nu Suceava, dar apare ca mare avantaj pentru dezvoltarea acelei zone, în condițiile în care noi stăm și ne uităm
la salba de mănăstiri pe care o avem și la care nu avem acces din cauza infrastructurii rutiere extrem de afectată de tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Nu am văzut niciun pachet de turism consistent care să poată pune în valoare, să fie o atracție pentru posibilii, știu eu, pasageri ai curselor aeriene care vor spus că șoseaua aici. Care leagă Botoșaniu de Suceava a fost, cum să-i spun eu, a fost promovată, dorită, lobby făcut foarte tare de către demnitare din Botoșani și un demnitar, mă rog, din zona PSD a făcut lobby pentru această tocmai poate pentru că a face legătura, adică ăia s-au gândit mai degrabă la noi drumurile, noi ne-am gândit să tăiem investiția de la Câmpul Lung Moldovenesc, să nu terminăm șoselele de centură, să nu investim bani în drumurile noastre toate, nu ne-am făcut încă și după ce am stat 4 ani de zile în demnități în perioada 2012-2016, nu ne-am făcut niciun fel de aviz măcar pentru a lega, nu știu, drumul ăla expres mai rapid de la Roman până la Siret, așteptat și para-așteptat, care ar fi putut să fie o soluție inclusiv pentru a ajunge la aeroport. Știi, ne spunea cineva ceva de genul, dar avem soluții, mi-aduc aminte. Mi-a picat fisa acum. Vă aduceți aminte ce spunea președintele Nichifor, președintele în exercițiu al Consiliului Județean, cum cei care vor să vină de la din Neamț sau nu știu de unde către aeroportul din Suceava și să meargă, aveau o rută, frate, pe la Vulturești, pe la Valea Glodului, nu pe acolo era, pe la Valea Glodului, pe la Vereș, mi se pare că merea pe nu știu unde și ajungea pac, 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 pe drumul ăla, pe la pepiniera de la Salcea, pe nu știu unde și pe drumul ăla ajungeau până la aeroport. Deci, băi, când ai auzit, ai murit. La fel ca povestea aia cu șoseaua, cum am spus eu, aia de la Rădăuț, cum mi-a zis, că șoseaua centura mică. Centura mică, da. Aia ca cu centura mică, care merea la Burla, știi? Deci, băi, bestială. Bă, dar centura e mică, apropo, ca să... deci, aia de la Vadul Vlădichi are o bucată... Burla. Este un picuț, ajunge în Burla. Da, dar e o bucată neasfaltată acolo. Încă nu e gata. Nu? Încă nu e gata. Încă nu e gata. Presupun că nu e gata. Eu am fost zilele trecute pe acolo și asta este concluzia pe care am tras eu, că nu au terminat lucrarea doar. Dar drumul ăla ajunge în Burla. Da. Deci nu poți să mergi cu mașina pe acolo să spui că ieși în marginea. Într-adevăr, între Volovăț și marginea mai este o bucată, o porțiune de drum și acolo mai ar trebui niște reparații. Cei din Volovăț s-au ocupat ei de ce erau reparații pe acolo, dar mai sunt porțiuni care trebuie reparate. Dar pe la Vadul Vlădichii, pe drumul asfaltat de Consiliul Județean, nu ajungi în Volovăț, ajungi adică în Burla. Nici centura mică, așa cum e ea, nu e gata, pe departe, și ajungi în Burla. Dar nu are nicio legătură una cu alta. Corect, da, oamenii ăștia De aia spuneam că eu aș vrea să văd așa o emulație în zona asta, adică am terminat aeroportul și acum emulația semna, adică ne dorim drumuri, ne dorim căi, ne dorim ca să putem de la aeroport dezvolta, ca să meargă sau să vină, știi? Sunteți turistul care cu bani foarte puțini ați folosit o companie aeriană și ați ajuns pe aeroportul Suceava. Știu eu, cunoscând faptul că aici v-ați putea petrece câteva zile în Bucovina și așa mai departe. Ce faceți? Ați ajuns în câmp la Salcea. Ce Cum faceți? Adică ce fac? Păi merg în primul rând la Centrul Economic Bucovina, domnul Florin. Ca să văd oportunitățile, că acolo vă fim poți. Sunteți în vacanță. Nu ați venit ca să petreceți. Sunteți în vacanță, nu ați venit la serviciu. Ce faceți? Cum adică ce fac? Luați un taxi prima dată, nu? Un taxi prima dată. Ies prima dată la Iamănene ca să ajung undeva în orașul Salcea. Să ajung undeva. Ajungeți turistul care ați ajuns ieftin, foarte ieftin, pe aeroportul Salcea și doriți să vă petreceți. Spun eu. Deci dacă vreau, sunt doritor de natură, de wild, de chestii, de așa mai departe, mă duc la Safari Park, domnul Florin. Nu la Safari Park. Nu ați auzit Safari Park. Safari Park. Eventual, dacă v-ar parașuta cineva acolo, cum ajungeți? De la Păltinoasa. Cum ajungeți acolo? Păi dacă să merg la Safari Park, că de-aia mă duc, vin acolo, vin ca să merg la Safari Park. Păi merg pe drumurile astea care merg off-road, se cheamă. Deci mergi cu... Și ăla când ajunge acolo, e ceva de genul, dai jos din mașină și merge așa omul, de parcă o bătută de două la picamără. Înțelegi? Și spune, băi, uai, Bucovina! Cam așa ajunge. Nu? Cum n-ajunge? Drumurile astea, deci asta ar trebui. Când asta ajunge, mă gândeam eu acum. Unde ajunge, când ajunge.
Și cum ajunge? Și cum ajunge? Și cum ajunge? Că ajunge zghehuit cu tătul. Noroc că avem spitalul bun, știi? Și ai un să-i duci acum. Ferească Dumnezeu dacă se întâmplă ceva, știi? Că ia cu tătul, îți dai seama pe ea. Când ajung până ăia învățați cu cale cristal, știi? Drum drept. Când prind toate gropele și toate găurile de canal și toate craterele și toate alea când le prind aici pe drum, e, ce să mai? Ne mai punând, îți dai seama, vine omul și spune, da, acum o să fie o emulație, domnul. Nu mai, deci să închirieze mașini, o să fie centrul Bucovina. Deci acolo să fie un... Dar spre Botoșani. Deci garantez că mâine cineva... De la prima oră. Mâine cineva va spune ceva de genul, am creat, am făcut, ne-am preocupat, vor apărea, vor veni, îi vom primi, căi de acces, drumuri, poduri, viaducte. Dom'le, deci va fi o chestie de cât extraordinară. Chestia este că aeroportul prinde viață. E o idee, încă o dată spun, care a fost pusă în practică în 2011 de administrația condusă pe atunci de Gheorghe Flutur. Contractul a fost semnat de Gheorghe Flutur, Anca Boagiu, Ioan Bălan și a ajuns o realitate pentru că ei și-au dorit-o pentru Suceava. Asta este realitatea. Cealaltă realitate este că aeroportul a fost inaugurat cu un an mai târziu doar pentru că cei care au fost în perioada 2012-2016 care au condus Consiliul Județean, vorba de PSD, au reușit, nu s-au chinuit să-l termine mult mai târziu și asta a creat o problemă. Asta a fost singurul aport. Mâine însă vor merge acolo, l-a tăiat pâmblicuța și l-a luat pâmblicuța și l-a făcut poze. Și spune, mamă, chestie grozavă, deci la locale știți ce aveți de făcut, nu? Deci pensii și salarii, ca să ne înțelegem cum stă povestea. Din păcate, spun eu, e un istoric dat interesant în Obiectiv, în pagina 3, despre această companie, cum a fost înființată, unde e axată pe zboruri în Europa, spune care flota este, are 66 de aeronave tip Airbus A320 și A321, oferă mai mult de 420 de rute de la 24 de baze, ce asigură conexiunea între 119 destinații din 38 de țări, spune presa. Cele mai noi rute anunțate de Wizz Air, a căror operare a început în 2015, inclusiv București, Glasgow, Birmingham și Hamburg, la Cluj-Napoca spre Dubai, München, Memmingen, Alicante, Billund, Doncaster, Sheffield și o destinație nouă, Berlin. Cele mai noi rute din Iași sunt către Bologna, Larnaca, Roma și Tel Aviv. În 2016, în martie 2016, au mai anunțat un nou zbor, cel de-al 8-lea aeroport din România, pe ruta Constanța, Londra, Luton, o nouă rută de la Târgu Mureș spre Karlsruhe, Baden-Baden a fost anunțată în noiembrie, care se adaugă noilor rute spre Dortmund, Frankfurt și München. În prezent, Wizz Air oferă 107 rute spre 16 țări din 8 aeroporturi din România. Cert este că vor dezvolta, mai și spune presa că Wizz Air a avut o creștere cu aproape 22% în ceea ce privește numărul de pasageri transportați, de la 15,8 milioane în 2014 la 19 milioane anul trecut. Cert este că este un actor foarte important și dacă și-au propus să vină la Suceava și să opereze pe aeroportul din Suceava, știu ei de ce. Și-au făcut studii suficiente care să justifice venirea lor aici. Dar asta înseamnă că și cu siguranță mâine, poi mâine vor apărea zboruri de gen. Te duc de la Suceava, mergi la Târgu Mureș pentru că de acolo ai spre Alicante. Am zis și eu așa, că nu știu. Sau mergi de aici, nu știu unde, că ai un alt zbor. Așa. Adică lucrurile deja vor intra, să spunem, poate într-un firesc așa și vei merge mai repede, mai eficient, cu legături mai eficiente de pe aeroportul din Suceava. Sperăm doar ca noile autorități județene, cele de după iunie 2016, să pună în valoare aeroportul așa cum merită și să pună în valoare într-un sfârșit și județul Suceava, că până acum a fost ăștia 4 ani de zile din 2012 încoace, județul Suceava, din păcate, a fost pradă uitării. Uitat, uitat, uitat. Așa, și cărcotașul, adică tătă ziua de mine, tătă ziua eu. Poliția de frontieră.
frontieră scoate la concurs 73 de posturi de agent la granița cu Ucraina. Deci nu sunt posturi de cărăuși pe care le scoate poliția de frontieră, nici cu roaba, nici cu spatele și nici cu drona. Nu se e vorba de agenți la granița cu Ucraina. E o știre din pagina a doua din Obiectiv. Va fi organizat un concurs pentru ocuparea 350 de posturi vacante de agenți de poliție la frontieră, la nivelul tuturor structurilor teritoriale de la frontierele României. Poliția de frontieră demarează procedura de reîncadrare de personal începând cu 1 aprilie, în vederea completării deficitului existent la nivelul instituției. Sper că nu e o glumă din 1 aprilie asta. Astfel au fost organizate concursuri pentru ocuparea 350 de posturi vacante de agenți de poliție de frontieră, parteneri la nivelul tuturor structurilor teritoriale de la frontiera României, terestră, aeriană și maritimă. Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoane care au avut calitate de agenți de poliție și pot fi reîncadrate. Și după încetarea raportului, deci și calitatea de agent de poliție, spuneam, care pot fi reîncadrat, conform prevederilor articolului 9 din legea 360/2002 din statutul polițistului, și spune aici bla 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 la postul la concurs sunt repartizate la structurile operative la nivelul compartimentelor ture de serviciu la sectoarele poliției de frontieră, spuneam, la poliția de frontieră de la granița cu Ucraina, acolo sunt dorite 73 de posturi de agent de frontieră. Suntem într-o perioadă în care se angajează masiv și la poliția națională și la poliția de frontieră. Cei de la poliție chiar au spus dintr-o sursă externă, adică nu neapărat să fie avut legătură cu poliția sau cu, nu știu, structurile apropiate, jandarm, ce știu eu, așa, adică din sursă externă. În funcție de nevoile pe care le are angajatorul, nu? Raportându-se la studiile și calitățile pe care le pot dovedi aspiranții la asemenea posturi. Este o acțiune importantă de recrutare, una dintre cele mai mari de după Revoluție. Au mai fost astfel de momente, dar nu la un asemenea nivel. La Poliția de Frontieră s-au făcut angajări masive, să spunem, imediat după desființarea structurilor de grăniceri și înființarea Poliției de Frontieră. A fost un moment în care, la fel, din sursa externă și acolo, s-au ocupat foarte multe funcții devenite disponibile. La poliție, deficitul de personal s-a observat în ultimii ani, în condițiile în care constrângerile bugetare au limitat angajările și biologia a funcționat în sensul că mulți au trecut în rezervă, au ieșit în pensie și așa mai departe și nu s-au mai făcut angajări pe posturile astfel rămase disponibile. Iar momentul ales de Guvernul României pentru a face astfel de angajări vine imediat după un an în care pur și simplu s-a vegetat, nu au fost nici mari investiții, nu au fost nici mari cheltuieli, astfel încât probabil statul a simțit de această dată nevoia completării statului de funcții măcar la aceste două instituții extrem de importante, Poliția Națională și Poliția de Frontieră. Da, într-adevăr, e o perioadă acum, să spunem, fastă, dacă e bine zis așa, pentru că sunt foarte multe posturi oferite. Am văzut, chiar spuneam și din sursă externă, aglomerație mare, avem o știre și ce se întâmplă la poliție, vom discuta și știrea respectivă la momentul potrivit. Acum să mergem la Direcția de Sănătate Publică, pentru că cei de acolo spun că riscă să rămână fără vaccin hexavalent. Eu știu tot din Obiectiv, din pagina a doua, Direcția de Sănătate Publică Suceava zic că să rămână din nou fără vaccin hexavalent după ce și-a refăcut stocul la începutul lunii februarie, când au ajuns la sede instituției de la Ministerul Sănătății 4.500 de doze. Numărul copiilor restanțieri a ajuns la aproximativ 4.000, iar acum în depozitul instituției mai sunt 200 de doze. Vaccinul este conceput împotriva unor boli precum difteria, tetanus, tusea convulsivă, hepatita B și poliomielita. Reprezentanții DSP speră că vor primi la timp dozele solicitate și nu se va ajunge în aceeași situație de la începutul anului. Speranțele sunt deșarte sau nu, vom vedea, pentru că
De regulă, în situația asta am mai fost. La capitolul vaccinuri am stat întotdeauna prost. Nu înțeleg de ce. Dar întotdeauna am stat prost. N-au venit la timp. Nu s-au făcut la timp. Există acum și am văzut în piață chiar un ușor sau chiar poate mai mare, așa, un ușor spre simțitor de regres și reticența populației, a părinților în a face vaccinuri copiilor din vari motive și acolo se pare, e o campanie națională, am văzut, nu-și doresc părinții să vaccineze copiii pentru că spun că le pot face rău și o campanie în care statul, ministerul încearcă să se implice și să sensibilizeze. Vorbim și doar să reglementeze. Dacă e vorba de subiectul vaccinului, vorbim doar de două aspecte. Încredere în instituții, pe de o parte, și gradul de informare a beneficiarilor. Sunt cele două aspecte care sunt extrem de importante când vorbim de vaccinuri. Este într-adevăr un subiect foarte important, mai ales pentru părinți, că la un moment dat ajungi în situația de a te întreba dacă este bine ceea ce faci, indiferent ce decizie iei, în sensul că accepți vaccinurile sau refuzi vaccinul, și ține de cele două lucruri. În primul rând, de încrederea în instituțiile statului. Încredere tot mai dezdruncinată în ultima perioadă, că despre asta vorbim. Vorbim de drumuri, de furtișaguri, de tot felul de minuni făcute de acești oameni în ultimii ani și îți pui problema dacă n-au ajuns la cinismul în care inclusiv pe asemenea subiecte extrem de importante care țin de sănătatea populației să nu-și fi băgat mâna așa acolo în sensul de a face tot felul de golănii la urma urmei pentru 2 lei. Și atunci, în funcție de gradul de informare al populației și de încrederea pe care o are în cei care, cu care stau în sistem, la urma urmei, se ia asemenea decizii. Eu fac campanii de informare, vor ajunge să-i oblige și așa mai departe. Cred că ar trebui să umble mai mult la încrederea populației în sistem, în stat. Asta ar trebui. Până, știu, eu am băiatul de 14 ani și atunci, mai puțin. Dar nu era o problemă. Era clar, trebuia să-i faci toate vaccinurile. Nici nu se putea problema de altceva. Când să ai o suspiciune. Acum, dacă aș fi pus în situația în care să aleg, m-aș gândi serios. Sau aș mai cere și alte păreri. Sau nu. Da. Sau aș cere și păreri din altă parte. Și asta ține strict de încrederea pe care o are populația în sistem, în acești oameni care gestionează banul public. Nimic altceva. Dar din păcate am ajuns în zona asta și neîncrederea a dus ca populația să cugete, să nu-și dorească. Spuneam că există o campanie care s-a implicat statul și ministerul, se gândesc chiar să oblige părintele să facă vaccinul. Dacă vă mai aduceți aminte, a fost o campanie cu nu știu ce vaccin pentru fetițele de până în 14 ani, ceva de genul ăsta, care s-a demonstrat a fi o greșeală. S-a pus Batista pe țambal, dar în final s-a demonstrat că acțiunea a părinților, a medicilor de familie care au intervenit în acel conflict a avut dreptate. Oamenii au avut dreptate atunci. Da? Și a fost primul moment în care încrederea în acest sistem a fost zdruncinată. Și apoi când discuți despre tot felul de scandaluri și de dosare de corupție în care sunt implicate firme farmaceutice sau persoane care au avut legătură cu firme farmaceutice, nu poți să nu-ți pui întrebarea dacă nu cumva există vreo legătură și între vaccinuri, calitatea lor și afacerile pe care le fac unii, în condițiile în care ce s-a întâmplat cu Institutul Carta Cuzinor din București, știm foarte bine, România nu mai este o sursă de vaccinuri, nu mai este un producător de vaccinuri, tot ce găsim pe piață acum este din sursă externă și atunci, știu eu, întrebările la un moment dat pot fi legitime. Te întreb dacă nu ești cobai cumva și dacă ce se întâmplă cu tine sau, mă rog, copilul tău, dacă faci sau nu acel vaccin. Tot un obiectiv, vacanța de Paște a elevilor începe pe 23 aprilie, spune presa. Anul acesta, ziua de 1 mai, este cuprinsă în perioada vacanței școlare de Paște, care va începe sâmbătă. 23 aprilie se va încheia marți 3 mai, față de anul trecut, când copiii și-au luat vacanță la jumătatea lui aprilie. Anul acesta, din păcate, Paștele coincide cu altă zi prevăzută ca sărbătoare legală în calendare și în care de obicei angajații au
au dreptul la zi liberă. Spuneam, aici este ca și cafeaua solubilă, 2 sau chiar 3 în 1. De data asta e chiar 2, adică Paștele și cu 1 mai sunt da la pachet, ca să nu mai... Pasca și Mititelo, nu? A, dar asta face... Ce păi vorbești? Da, vine, știi că era o chestie ceva de genul, stătea de vorbă porcul și mielul, și mielul, știi? Da. Păi, și spunea porcul, lasă băi, ai văzut că eu m-am descurcat, bă, că o dat prețurile în jos și nu m-a cumpărat nimeni. Lasă că ce criză în țară, scăp și tu la Paște. Mă rog, optimiști, greu de spus. Cert e că urmează pe repede înainte, așa? Vor veni, bineînțeles, sărbătorile pascale, vor trece sărbătorile pascale, la fel cum vin foarte repede alegerile și trec și mai repede alegerile și noi rămânem. Cu ce? Vom vedea după alegeri, că până atunci e campanie și iarăși campanie și așteptăm. Dar apropo de ce se întâmplă și cum funcționează, că eram în pauză, discutam de Islanda, da, și de acel material interesant, nu, despre premierul islandez. Hai să mai spunem o dată și să spunem de ce e vorba de premierul Islandei, care împreună cu soția a deținut în secret o companie offshore care investi milioane de dolari în obligațiuni în timp ce țara lor se confrunta cu criza financiară. Consecința, Florin? Chiar Agir Press-ul transmite această dimineață proteste de amploare la Reykjavik. În Islanda, deci capitala Islandei. După dezvăluirea scandalului din Panama Papers. Și avem o fotografie cu... Sugestivă cu mii de oameni, putem spune, zeci de mii chiar de oameni în piață, care stau, mă rog, care în piață, au reacționat imediat la această informație, care nu a fost nici verificată, care nu a fost nicio instanță din Islanda, nu i-a considerat vinovați pe cei de acolo, ci pur și simplu a apărut o informație publică în care premierul Islandei figurează într-o postură care ar fi dezonorantă pentru Islanda. Și reacția oamenilor de acolo a fost imediată. Pe când la noi vorbim nu numai de vorbim de condamnări în cazul Dragnea. Avem o condamnare în primă instanță. Omul ăsta de prima instanță a fost considerat infractor. Clar. E în continuare șef de partid? Nu numai că este șef de partid. El conduce, dacă vreți, un grup important parlamentar care face legile în România. În continuare. Corect. Face legi. Corect. Desemnează candidați. Dar cu semnătura dumnealui sunt desemnați candidații la consiliile județene în România. Acum la toamnă, cu semnătura dumnealui, vor fi, știu eu, întocmite listele pentru parlamentare. Corect. Da? Și care e reacția? Niciuna. Nicio reacție societății civile. Păi de asta vorbeam de noi, cei care ar trebui să facem scandal și nu facem scandal în Islanda. În Islanda, da? În Islanda, ca să zic așa, știi? La Reykjavik deja lumea a ieșit în stradă și asta a motivat doar de o informație și nu de certitudini. Cum ar fi fost să iasă la noi, mai ales că avem certitudini. Avem o grămadă de certitudini de oameni pe care, care s-au dovedit că au furat, oameni care noi îl plângem în continuare. Văd un post de televiziune care își plânge în continuare mentorul, e vorba de Varan, proprietarul, îl plânge în continuare și încearcă să facă din asta o isterie națională. Vedem că săptămâna trecută în Parlamentul României un anumit parlamentar pe atunci cerea clemență, spunea el colegilor, ca să nu fie dat pe mâna justiției, pentru că el e tată de copii și o tânără speranță. Un foarte bogat om de afaceri, Sebastian Ghiță, cel cu TV, cu România TV, și care are afacerile lui sunt în proporție de 90% în zona statului. N-a ieșit nimeni să spună câr sau măr. Ba mai mult, un sub protecția anonimatului, un parlamentar incredibil, PSD, a făcut dezvăluiri cum că a fost amenințat sau li s-a spus ceva de genul: dacă votați altfel decât vă arăt eu vouă cam televiziune și vă desfac, vă fac flenduri, și dacă nu votați o să aveți sprijinul și suportul televiziunii mele pentru campanie electorală și așa mai departe. Și nimeni în țara asta numită Românica, Românistan, cum vreți să-i spuneți, n-a ieșit în stradă. În schimb, a fost o reacție parlamentară simpatică, nu? Ați auzit despre inițiativa deputaților de a interzice filmarea în timpul moțiunilor? În timpul, da.
Da, am văzut acolo reacția. Deja, de ce trebuie să mai vedeți cum se doarme, știi? Dar ce se întâmplă și cum se întâmplă. Important e să plătești taxe și impozite, să ne plătiți privilegiile. Asta e cel mai important. Și de ce trebuie să știți ce facem noi acolo? Oprim filmările, poate ar trebui să-i punem într-un bunker, mă. Ar trebui să construim un bunker în loc de, nu știu, avem moschee și catedrala Neamului și un bunker pentru aleșii Neamului. Noi vorbim de evazioniști și de evaziuni și de închideri de firme și mai departe, în condițiile în care parlamentarii, sau mă rog, statul, pentru că ei sunt cei care fac legile, nu, primesc acele sume forfetare pentru care nu trebuie să dea nimănui niciun fel de explicații. Nu-i tare asta? Statul îi dă! Nu-i din sursă externă. Statul. Vine și statul îi dă o sumă și spune, bă, noi la o fiecare, dacă ai o firmă cât de mică, îți ceri chitanță, bon, putare, ce scrie? Ai cumpărat hârtii. Și îți trebuie hârtii. Bă, dar îmi trebuie hârtii pentru că am de imprimat, de cutare. Să mor tu, ei. Ei, dar ce îți trebuie hârtii? Acum ai pe calculator, ei. Nu deducem chestia asta ca și cheltuială. Bă, ești nebun. E? Pe când în relația cu statul, cu ai lui, știi, e ceva de genul, vine goala mine, câți bani îți trebuie, câți ani îți dau, e de aici, îți dau bon, ce bon e și cu tine, băi. De asta am ajuns în zona asta, din păcate spun, din păcate, pentru că noi n-avem niciun fel de reacție, noi nu avem niciun fel de reacție. Noi nu mergem la vot, ne supărăm. Noi suntem ceva de genul, știi, clasa elita spune, ce bă, nu mă duc la vot că n-am pe cine alege. Bă, alege pe cel mai rău, dar merge în proporție de 80%, frate. Dovedește că ești o forță. Dacă le dovedești la oricui e o forță, nu le faci cărțile. Pe când dacă îi lași, trai nineacă. Băieții face ce vrea ei, pentru că noi, societatea, n-avem niciun fel de reacție. Publicitate, revenim.